Primul proiect aflat pe ordinea de zi este cel privind aprobarea devizului general estimativ actualizat potrivit OUG 47/2012, ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale ETC, la obiectivul de investiții, reabilitare, stradă Constantin Dobrogeanu Gherea, municipiul Sighetu Marmației, inițiator fiind primarul, am să-i dau cuvântul. După cum știți, bugetul local acestui an a fost aprobat o sumă de bani pentru contractarea obiectivului de investiții, reabilitare, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, lucrare care a început în urmă cu aproximativ 3 săptămâni. După cum, de altfel, tot așa știți, prețurile materialelor, manopera a urcat substanțial, sens în care Guvernul României a intervenit cu ordonanța de urgență numărul 47/2022 privitoare la ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, contracte de concesiune, contracte cadre pentru obiective de investiții aflate în derulare. Avem solicitarea executantului acestei investiții și, drept urmare, este nevoie și de acceptul Consiliului Local pentru a aproba devizul general estimat actualizat conform acestei ordonanțe de guvern. Mulțumim. Mulțumim. Am să vorbesc în calitate de președinte al Comisiei de Buget Finanțe. L-am avut acest proiect de hotărâre la comisie. Lucrurile funcționează în felul următor. Ordonanța 47/2022 obligă toate autoritățile contractante, că sunt primării, ce mai ministere, ce or fi ele, să, la cererea scrisă sau la notificarea scrisă a constructorului, care a avut un termen de 45 de zile. În cazul nostru, cererea a fost depusă prin 18-19 aprilie, adică s-a încadrat în termenul respectiv, obligă autoritatea contractantă să actualizeze prețurile conform unor indicii de creștere a prețurilor în construcții. Practic, se reintroduc devizele cu programul și platforma asigurată de către Ministerul Dezvoltării, etc. în cazul acesta, sau de către autoritatea locală. Nu poate să vină să treacă ce asume din burtă, pur și simplu se reintroduc devizele și rezultă o altă sumă. În cazul străzii Dobrogeanu Gherea, lucrările mi se pare că au început la finalul lunii martie 2022, deci nu am avut nicio etapă finalizată, adică pe întreaga lucrare se face actualizarea, a rezultat un plus de 86.000 lei față de suma inițială, ajungându-se la un total de 2,046 milioane lei, cel pe care l-aveți la articolul 1, litera A. Deci aia e suma finală pe care o aveți aici, suma veche pe care am aprobat-o și în buget și la indicatorii tehnico-economici era cu 86.000 lei mai puțin. Partea tristă este că guvernul ne obligă, dar nu ne dă sursă de finanțare. Când ajunge la rectificare, veți vedea că am cuprins-o din bugetul local, neavând de unde altundeva. Cine este pentru aprobarea acestui proiect deocamdată de hotărâre de Consiliu? Unanimitate. Vă rog să mai ridicați mâna, vă rog, o dată. Da, unanimitate. Trecem la următorul proiect. Privind predarea către Ministerul Dezvoltării prin CNI a amplasamentului obiectivului de investiții, reabilitare, liceul teoretic Leveie Claro din Sighetul Marmației. Practic, aceasta am să dau cuvântul inițiatorului, domnul primar. După cum știți, și această grădare școlară a fost inclusă în programul PNDR. Am renunțat după lungi discuții, pentru că nu era în regulă cota noastră de cofinanțare și discuții de povestea. Imediat după ce Consiliul Local a aprobat toate proiectele programul PNDR, am depus cerere de finanțare către Compania Națională de Investiții, fiind un proiect existent și liceul unitatea școlară necesită reparații urgente, o reabilitare, practic, a întregii unități de învățământ, a întregii clădiri, de desfășurare de învățământ. A fost inclus pe lista sinteză la începutul anului, iar în cursul săptămânii trecute am primit solicitare din partea Compania Națională de Investiții de predare a amplasamentului. Ne bucură acest lucru. Urmează să predăm de amplasamentul către Compania de Investiții care va asigura finanțarea 100%, rămânând de sarcina noastră cheltuielile pentru acordul de utilități, energie electrică, canal, gaz sau alte combustibile utilizate.
Și, de asemenea, să asigurăm în condiții legii părățile necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Mulțumesc. Da. Eu nu o să particip la vot, având în vedere că eu am responsabilitate. Am calitate de director în perioada respectivă și nu particip. Deci, doamna Pereș, nu participă nici la discuții, nici la vot, să nu știați în ce ceva. Și dacă țineți minte, vorbesc în calitate de președinte a Comisiei de Buget Finanțe, avizul a fost favorabil și acum să vorbesc în nume propriu. Dacă țineți minte cât scandal a fost, 3-4 luni la rând, primarul și, mă rog, unul dintre consilieri locali solicitam rezilierea contractului cu PNDL, nu că nu reziliem, că nu se face. Noi aveam o finanțare acolo de 50, 70, 60, 30, 80%, deci, practic, eram 2 lei și noi trebuia să spunem 8 lei și nu aveam de unde, nu le făceam niciodată. Și atunci tot am insistat, până la urmă, după 3 încercări, s-a reziliat acel contract și atât de momentul rezilierea a fost posibilă din nou punerea acestui proiect actualizat, am făcut și actualizări, dacă nu mă așa, l-am văzut și vreo 20.000 de lei să actualizăm toată documentația. Și iată că îl punem la finanțare. Acum sperăm să și intre la finanțare, că cele nu să stea pe lista sinteză până la a doua venire, că atâtea obiective avem pe lista sinteză, deci ar fi aici orașul mai ceva decât New York. Dar toate sunt pe lista sinteză. Dacă va intra la finanțare, acest liceu va beneficia de o reabilitare completă, deși este unul dintre liceele care arată cel mai bine din oraș, are probleme și de structură și multe alte probleme care trebuie neapărat rezolvate, fiind vorba de o clădire foarte veche. Și, odată pusă prin CNI, ne vom asigura că și reabilitarea se va face respectând legislația, că nu ne păstrăm toate, tot ce înseamnă ansamblul arhitectural. Nu să vină un constructor de la țară și să spună că tabla va acoperi și mai frumoasă dreaptă decât cu valul, cum am pățit cu liceul Tara și cel copil, nu știu câți ani. Dar cine dorește? Am mai fost la ce comisie? Am mai fost la urbanism? Nu aveți cuvântul, vă rog. Ce din partea comisiei de urbanism? Am zis-o acolo, pentru că compania în zona de găsit în Europa, o vadă pe fumerii noștri, fumerii, să face compania la zona. La, nu am elevi doar în liceul primar, sarcină de a asigura cheltuieli de raportare, apă, curent, gaz, așadar, aliți favorabil. Aș mai veni cu o completare, cheltuieli de raportare, apă, curent, gaz, nu te aplicați, pentru că ele deja există. Deci s-ar putea chiar această construcție să fie făcută fără a fi cofinanțări din partea noastră. Raportul la utilități, obiective noi sau care nu aveau anumite utilități, dar din câte știu, e clar, le are pe toate cele trei principale, apă, electricitate și gaz. Cine dorește să ia cuvântul în marginea acestui proiect? A fost la Comisia Juridică și răspund de răspund. Da, așteptat de Comisia Juridică pentru că a fost singurul proiect care a intrat în Comisia Da, așa cum au vorbit și alte vorbitorii mei, într-adevăr, avem o întreagă istorie cu acest liceu. Știm bine că am tot reziliat contracte de finanțare prin PNL 2. Inițial a fost liceul Tarasa Șcenco, liceul tehnologic, școala numărul 4, școala numărul 2, urmând ca în 18 februarie să reziliem și acest contract de finanțare, liceul teoretic de Clara. Însă nu neapărat pentru că doar cota de finanțare era prea mare, ci pentru că cineva nu și-a făcut temele. Vă aduceți aminte de ordonanța 93, din care beneficiarul primăriei avea posibilitatea să sună adițional să ceară suplimentarea sumelor alocate. Nu s-a făcut acest lucru, normal că în continuare cota noastră era prea mare de finanțare. Deci aveam posibilitatea pârghia legală să facem și pe credere. Însă, în momentul de față, așa cum e prezentat pe de hotărâre, în fața comisiei juridice, a primit aviz favorabil. Da, mulțumim, doamne Petrova, ai văzut că domnul Silvio dorește să ia cuvântul. Felicitări. Cui adresați aceste felicitări? În general. În general. Și întrebările de aici. Domnul președinte. Și domnul președinte. Domnul Tomșa, pe cine felicitări? Las colegia, avem atâtea proiecte pe CNI. Eu vă spun, asta fiind ultimul, ăsta va fi primul. Ținând cont de colaboratoare politică, ținând cont de colaboratoare politică, ținând cont de asta ușa va fi primul proiect implementat în SIE, în CNI. Pentru că ținând cine este ministrul lucrărilor publice.
Poate a doi. Cine este pentru? Unanimitate cu mențiunea că doamna Berăș se abține, nu participă. Mulțumim. Trecem la al treilea punct de pe ordinea de zi, și anume aprobarea rectificării bugetului local, efectuarea eliberării de credite, efect, modificarea listei de investiții aferente bugetului local al municipiului Sighetul Marmației. Am să dau cuvântul inițiatorului, după care am să prezint structura și modificările care există și la final două amendamente care vor fi propuse de vom discuta. Acest proiect vizează rectificarea și modificarea de investiții pentru bugetul local, adică rectificarea bugetului local, dar cum o vom avea și poate rectificarea luna. Aici avem anumite sume care au bazat de bugetul local, de numai sponsorizat la Sigă, pentru că nu la Sigă, cazulate de bateriata de poli, Campionatul Național de Ridici Poli. Avem sumele trimite către Centrul Cultural de la Consul de Țean Maramureș, ocazia de sfârșirii evenimentului Paște în Maramureș. Avem anumite sume de bani care vizează proiectele pe fonduri europene. Am impus sumă de 93.000 de lei pentru asigurarea finanțării activității studii preliminare și servicii de proiectare la Atelier Cinematograf Primar pentru Serviciul Public Gospodării Urbana. După cum cunoașteți, am alocat o sumă de bani pentru abilitarea acelei clădiri. Nu cred că o să reușim în cursul acestui an să le abilităm. Urmează să obținem inițial autorizația de construire. Aveți obținut autorizația de construire, sunt anumite studii pe care trebuie să le întâlnim. Dar vedem în funcție de soluția pe care ne vom da proiectanții ce trebuie să o facem în continuare și ce s-a întâmplat cu această sumă de bani, care actualmente, potrivit listei de investiții, este la Serviciul Gospodării Comunale Urbane. De asemenea, avem și sume de bani care merg către unitățile școlare. Avem suma de bani care am discutat la proiectul numărul care vizează ajustarea pentru la contractul din COVID, Victoria Strată, în Dobrogeanu, Ghirea, Nischiet, Marmației. Și avem tot legate activitatea, contractele pe drumuri, la reparație, poporul asfalt și trotuare pe stadea lui Maniu și Mea Ienescu, contracte care au fost încheiate prin Serviciul de Gospodărie, Serviciul Public de Gospodărie Urbana, avem de ajustarea acestor prețuri. Și asemenea, avem proiecte pentru Spitalul Municipal Sighet, schimbarea listei de investiții acolo și o sumă pentru un proiect de rotat de la Mintele Urbana. În aceste afirmare, ceea ce v-am spus, au făcut și cu proiectul de finanță, vreau zis să dau cuvântul, sau vreau să continuăm pe șinii funcționare. Da. Rugămintea mea este, dacă puteți să mă urmăriți cu atenție și dacă se spun fix în mână, ideea funcționează pe următor. Ce regăsim la punctul A cu plus, la venitul, la punctul B, trebuie să regăsim cu minus, să echilibreze pe suma aia de 465 de lei. Haideți că le luăm un ping-pong ca să nu discutăm de venituri, că după aceea uităm la trimitire. Dacă uitați la prima linie la venituri, aveți o sumă de 923.010.000 care vin destinate pentru spital. Întoarcem faile, uităm la trimitire, o vom regăsi la prima linie de pe fila 2 sus, în sumă de 135.000 lei, este vorba de proiecte cu spitalul, respectiv 87.6.000 lei după ea, și le vom mai regăsi undeva mai jos, la articolul 2, câteva dintre ele, e vorba de anumite achiziții pe care le face spitalul, frigider, mortoar și altele. Aceștia sunt banii de destinație care vin și pleacă spre spital. Nu îi putem modifica, nu ne atingem de ei. Aici o să revin o rugăminte foarte mare la toți colegii consilieri, să fie atenți la un anume lucru. Proiectul Spitalul Municipal Sighetul Marmației, unul dintre cele două proiecte pe care le-ați găsit la a doua fiind sus, prima linuță,
trebuie să încheie până la data de 30. 15 iulie. 15 iulie, cer scuze, de 30 iulie până în 15 iulie. Nu știu ce se întâmplă dacă nu trecem cel puțin partea aceasta legată de spital, pentru că sunt bani cu destinație, vin, tranzitează prin noi, dar noi dacă îi blocăm, spitalul riscă să piardă acel proiect. După aceea, mergem mai departe, vă rog. A doua linie se dezvedea acolo. Alte diverse venituri și alte venituri se majorează cu suma de 35.000 lei. Este vorba de alocare pe care a dat-o Consiliul Județean către CSM pentru organizarea campionatului de volei pe plajă. Și veți mai găsi mai jos donații, sponsorizării, 25.400 lei, tot la CSM. Sunt donații pe care CSM-ul a reușit să le strângă de la diversi sponsori, persoane fizice și juridice. Dacă vă întoarce foaia, veți regăsi undeva că acești bani vin de la CJ și CSM pentru CSM și vor pleca până la ultimul reuță pentru CSM. Deci aici nu avem probleme de echilibrare. După aceea veți vedea două sume relativ mici, 2,3 mii și 0,55 mii lei. Este vorba de anumite ajustări pe care le-au făcut cei de la Lângă Iclară, respectiv Liceul Forestier și Grinița numărul 12, nu și-au fundamentat în buget din început anului corect veniturile pe care urmau să le aibă din chirii sau din alte surse și le ajustează. Acum intră cu plus, merg către cheltuieli, tot către dânșe. Se vorba doar de echilibrare. După aceea veți vedea o, la capitolul 0402, prin sume repartizate din fonduri la dispoziția Consiliului Județean, se majorează cu suma de 56,24 mii lei. Noi primim de la CJ suma de 575 mii lei în acest proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului. Noi, teoretic, folosim doar 56.000 lei. La amendamentele pe care le voi propune la final, vom folosi întreaga sumă și vom vedea unde va merge, unde propunem să meargă diferența. Mai vedeți aici venituri din vânzarea unor bune aparținând domeniului privat, sunt rate din vânzări încasate, probabil în avans, în urmă de 55.000 de lei și 14.000 de lei venituri din vânzarea de locuințe, tot așa, bani care au încasat, plus către bugetul local. Subvenții de la bugetul local, veți vedea ultima linuță la venituri, 2.019.000 lei, aici ne vine implementarea la proiectul Drag Domnului Tom și Etică și Integritate, în sfârșit să fim educați și noi. La parte de cheltuieli, în inima mea v-am spus unde merg, dar acum lucrurile care nu doar transitează printre noi să le discutăm. Vedeți la ultima liniuță suma de 93.000 lei care merge spre studii preliminare servicii proiectare încredirea cinematografului Mara. Merg către SPG Urbana și vă și spun de ce. Noi inițial am alocat vreo 500 și ceva de mii de lei să facem toată fațada acelui cinematograf. Ne-am fi încadrat, fațada era făcută, la fel cum a fost făcută și la primărie în urmă 3 ani sau 4. În urma unor reclamații și sesizări către Direcția de Patrimoniu, către Ministerul Culturii, către Mama Culturii, aceste lucrări au fost blocate, impunându-se de către Direcția de Cultură, Patrimoniu, Ministerul Culturii, cine or fi ei, să se facă inițial anumite studii. Atunci, autoritatea locală, am înțeles că se, numai dacă vin aceste notificări și hârtii înscris și obligă să faci acest lucru, se conformează. Deci noi, cel mai ieftin studiu pe care l-a putut achiziționa primăria sunt doar 6 sau 7 firme în toată țara. Nu imaginați că sunt multe care pot face studii pe clădiri de cultură, patrimoniu. A fost de 75.000 lei plus TVA. Odată ce va fi finalizat, o să, dacă mă scrieți la cuvânt, nu face, mă scrieți la cuvânt. Odată finalizat acest proiect, constructorul probabil va veni cu anumite soluții tehnice, că nu ne vom mai cadra în 5-600 mile să le facem toată fațada, vom avea sume de 1.000.000, 2, 3, 4 milioane. Numai proiectantul poate ști ce soluții tehnice va propune, că eu, sigur, nu am unde să știu. În jos veți vedea echilibrările despre care am vorbit. Respectiv, veți mai găsi la ultimele trei linuțe următoarele aspecte. 86.000 lei diferența pentru Dobrogeanu Ghera, primul proiect de hotărâre pe care l-ați votat, respectiv suma de 232.000 lei transferată către Urbana,
cu diferență pentru constructori pe ordonanța 47/2022, cea cu diferențele de preț în construcții, pentru străzile Iuliu Maniu și Mihai Eminescu, cele aflate în lucru. La comisie am verificat și ni s-a confirmat și de către direcția economică, respectiv și actele prezentate au arătat acest lucru. Constructorul a notificat că dorește să primească diferențele de costuri pentru etapele nefinalizate. Legea, ordonanța respectivă spune că toate etapele finalizate până în data de 14 aprilie, constructorul nu poate să ceară diferențe de costuri. Etapele din lucrările care au rămas nefinalizate după data de 14 aprilie, 15 aprilie să fie o zi, o zi din viață, ce bine ar fi. Era să spun data. E vorba de termen. Bun. Tot ce după 15 aprilie, dacă nu-i 14, 15, nu prea asta contează, toate etapele care nu au fost finalizate după data respectivă, constructorul poate să ceară acele diferențe și dacă el le cere, este obligată autoritatea contractantă să le plătească. Devizele au fost încărcate pentru cele două străzi doar pentru etapele care nu au fost finalizate, nu au fost încă executate, nu s-au încărcat, aici nu se ne asigurăm, să nu se fi încărcat ce s-a făcut anul trecut sau în ianuarie, februarie, martie, când s-au fi lucrat acolo. Doamna Cruș ne-a confirmat, ne-a arătat toate actele. S-au încărcat doar resturile de deviz pentru etapele nefinalizate și nefinalizate, neexecutate. Și ele două încărcate devizele au generat suma de 232.000 lei. Veți vedea la articolul 3 anumite echilibrări și schimbări în lista de investiții, dar le-am discutat să iau practic la articolul 1 de la cheltuie și la articolul 4 veți vedea niște modificări în structura bugetului pentru instituții de învățământ și au mutat sumele din trimestrul 4 în trimestrul 2. De ce? Pentru că au fost obligate, în lege veți vedea o sumă foarte mare, cea coloana din mijloc, un tabel acolo, 760.000 lei să plătească bursele către elevi cu performanțe, burse sociale care ar fi, respectiv alte cheltuieli, tot ce aici școlile și le reglează. Aici o să am o rugăminte să facem o corectare de eroare materială, doamna secretar. La tabelul unde găsim școala gimnazială Dr. Ioan Mihai de așa la materiale pe care le aveți în față, la articolul 20, bunuri și servicii, nu figurează nimic. Acolo figurează suma, puteți trece cu pixul 24, se fiind 24.000 lei și totalul de jos cel tipărit va fi corect. Fără acei 24.000 lei, totalul corect. A fost eroarea redactarea acelui tabel, mi s-a dus la cunoștință. Deci primul tabel, titlul 20, școala nu mai dea așa în tabelul, se trece în suma de 24,00 mile. Cam acestea ar fi... primul tabel, prima coloană, la 20, bun și se trece, școala nu mai dea așa, trece în 24 acolo. Atunci nu are, totalul este în jos, restul sunt corecte. Deci totalul merge pe coloană, jos dacă totalizați coloana, cu cei 24 trecuți acum corectând eroarea, corespunde la suma de 1166.00. Bun, aceasta este propunerea de rectificare.